Esențial luni, 04 aprilie 2022, ora 12:42 de minute. Hotnews.ro. Elevi de la Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea s-au gândit să facă mici în clasă, astfel ca un cinsum grătar electric așezat pe o bancă de lângă geam, momentul fiind imortalizat de un coleg de-al lor, iar imaginile publicate de Ebihoreanul.ro. Elevi care prajesc mici la școala captura. Potrivit Ebihoreanul.ro, imaginile cu elevii unei clase de la Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea care prăjesc mici în clasă au fost publicate pe TikTok, iar conducerea unității a declanșat o anchetă. Contactat luni de publicația locală, directorul Colegiul Economic Partenie Cosma, Daniel Negrean, a confirmat autenticitatea imaginilor. S-a întâmplat acum vreo două săptămâni, a fost o chestiune tipică adolescenților, care vor să impresioneze pe anumite rețele de socializare și au adus un grill la școală, a declarat directorul. Potrivit acestuia, clasa în care s-a petrecut incidentul este una de a 11-a, specializarea turism și alimentație publică. Am avut o săptămână de promovare a specializărilor școlii, cu un târg al specializărilor și vizite ale elevilor de clasa 8-a, iar elevii din această clasă s-au gândit să facă mici la școală. Ei s-au organizat, au luat o tavă de mici, au adus grill la școală și cartofi prăjiți de acasă. Directorul susține că elevii n-au cerut acordul niciunui profesor. Directorul colegiului a spus că atât elevul care a filmat scena, cât și cel care a prăjit micii au fost sancționați cu mustrare și scăderea notei la purtare. Cel care a filmat a primit o sancțiune dură, nota 4, pentru limbajul neadecvat folosit în școală, în timp ce adolescentul bucătar are acum nota 8 la purtare. Profesorii care au fost indulgenți sunt acum în situația de a da declarații. Să vedem cum îi cercetăm, a mai spus Negrean. Asta pentru că, după cum spune directorul, profesorii care au fost de serviciu în ziua respectivă au simțit miros de mici pe coridor, dar totuși nu au luat nicio măsură față de elevi.